Centrul oferă asistență socială copiilor până la 18 ani. Aceștia vor putea beneficia de kinetoterapie, masaj și balneoterapie, consiliere psihologică, logopedie, dar și de terapie ocupațională. Numărul celor care beneficiază de ajutorul centrului a ajuns la 90 de copii pe lună. Dacă la începutul activității centrul a pornit cu 15 beneficiari, acum am ajuns să tratăm în centrul nostru 90 de copii pe lună. Serviciile sunt asigurate de o echipă pluridisciplinară formată din 12 specialiști care urmăresc îmbunătățirea stării de sănătate a copilului cu dizabilități. Tratamente de fizio și kinetoterapie pentru copiii din județ și, bineînțeles, pentru copiii din casele de copii de la noi. Centrul este deja un real sprijin pentru părinții care au copii cu dizabilități. Serviciile oferite ar costa o mică avere și puțin și ar permite achitarea costurilor pentru diferitele terapii dacă ar fi să meargă la privați. Este foarte bine că este la noi în județ, pentru că sunt copii cu boli foarte grave și acești copii este foarte greu de ținut în unele centre sau în spitale, și aici cred că este cel mai potrivit pentru noi care suntem din județ. Și ce pot să vă spun, că eu când am venit aici, chiar am specificat și înainte, am fost foarte mulțumită de faptul că personalul este foarte amabil, cu foarte mult drag se lucrează, cu mult interes. Serviciile oferite sunt extrem de importante pentru evoluția copiilor cu handicap și pentru integrarea acestora în societate. Este foarte importantă deoarece este terapie prin mișcare și ajută la dezvoltarea lor motrică în mod normal. La deschiderea oficială a centrului au fost și autoritățile județene și municipale care au sprijinit proiectul. Au făcut-o pentru că asistența socială și medicală este prioritară. Pentru Consiliul Județean, sistemul social, sistemul de educație este unul pe care îl considerăm extrem de important. Direcția de protecție a copilului și Spitalul Județean sunt două instituții de referință pentru județul Satu Mare. Deschiderea acestui centru cred că este o necesitate, pentru că avem foarte mulți copii cu handicap, atât la nivel de municipiu cât și la nivel de județ, al căror părinți nu au posibilități materiale și financiare de a-i trata clinic. Avem ocazia să-i ajutăm pe cei care au mare nevoie de ajutor. Conducerea centrului a mulțumit tuturor celor care au făcut posibil această investiție, de la autorități la Fundația Sera, care a asigurat cei 250.000 de euro pentru refacerea clădirii. Cea mai mare satisfacție este faptul că acest centru îi ajută într-adevăr pe toți cei care au nevoie. Noi vedem că acești copii pot să zâmbească când suntem alături de ei. După deschiderea oficială, beneficiarii centrului au pregătit pentru cei invitați un mic moment artistic.